Bună seara, venit, prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta venim cu o temă interesantă și de asemenea cu un invitat deosebit. Îi spunem bun revenit prietenului nostru, domnul Marius Silveșan, istoric, profesor. Marius, bine ai revenit! Cătălin, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru această primire călduroasă în studioul Productions Media. Îi salut și eu pe cei care urmăresc și le mulțumim de faptul că sunt alături de noi. Marius, la vă, domnului, mulțumesc pentru participarea ta în seara aceasta. Iată-ne că suntem în, într-o nouă emisiune în care încercăm, ca de fiecare dată atunci când discutăm, tine, să ne apropiem de ceea ce înseamnă istorie, de ceea ce înseamnă istoria creștinismului și mai mult să învățăm din, din lecțiile trecutului și oarecum să le putem aplica mai bine în prezent. Practic, am denumit emisiunea din seara aceasta uh, Lecții ale istoriei versus realitatea prezentă. De ce spun asta? Dintr-un simplu motiv, pentru că am recitit de curând un citat care spunea că cine nu-și cunoaște istoria, este condamnat să o repete. Da, aș dori să te completezi și să venim și la un istoric român, celebru Nicolae Iorga, care spunea ceva de genul: că Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Iată un motiv în plus pentru care ne putem apropia de istorie. Pentru a ne cunoaște în rădăcinile, pentru a vedea de unde venim și încotro ne întreptăm. Ok, slavă Domnului, uh, un citat extraordinar care se aplică uh, și în zilele noastre, și iată-ne că vedem realitatea uh, bate filmul uneori și vedem că multe greșeli pe care nu le-am învățat din trecut le-am repetat și noi generație după generație. Sperăm ca. Uh, încetul cu încetul să națiunea aceasta, fie că vorbim despre România, fie că vorbim despre comunitatea creștină din întreaga lumea, să luăm aminte la greșelile trecutului și într-adevăr să, să facem alte alegeri în prezentul în care trăim. Vreau să spun um, o idee în um, completare la ceea ce ai menționat o Cătălin, anume faptul că um, unii consideră faptul că nu, oamenii nu au învățat nimic din istorie și că istoria se repetă. Însă pot să vin cu un punct de vedere diferit, nu este o noutate. Anume aceea că oamenii învață ceva din istorie și chiar dacă istoria este într-o anumită măsură ceva ciclic, totuși, evenimentele nu se repetă în tocmai. Dar avem nevoie să învățăm din istorie, avem nevoie să învățăm din lecțiile trecutului, tocmai pentru a înțelege mai bine, iată cum ai menționat și tu, realitatea prezentă. Bun, mare știu că ești profesor istoric, ai studiat, ești doctor în, în istorie, ai petrecut o grămadă de timp în studierea arhivelor, chiar ai mai multe publicații care au ca subiect, bineînțeles, viața creștinilor evanghelici, istoria recent, chiar unele publicate împreună cu alți autori. Deci ești oarecum omul potrivit pentru această discuție. Dacă ar fi să uităm puțin așa în trecut și hai să începem de unde vrei tu, alegi tu momentul, la evenimentele care au marcat, să spunem, evenimente care într-adevăr au făcut o schimbare, au influențat într-o măsură vizibilă viața creștinilor, că până la urmă despre asta discutăm, dacă ar fi să ne uităm așa de la apariția creștinismului de la Rusali până uh, în secolul 20, da? hai să mergem până da. în secolul 20, dacă ar fi să numerăm câteva evenimente și să vorbim despre care ar fi așa câteva evente cruciale ale istoriei creștinismului? Uh. Eu m-aș întoarce puțin în urmă, față de momentul menționat de tine, și aș vorbi despre întemeierea creștinismului, despre, despre nașterea lui Hristos și. A, despre, iată, apariția unei noi religii. Vorbim de Iisus Hristos, vorbim de creștinism, iată un întemeitor de religie, singur un de religie, al cărui mormânt este gol. Vorbim de un întemeitor de religie care vine cu ceva totul nou, da? Este cel care trăiește printre oameni, trăiește printre ucenicii săi și se dă exemplu pe sine însuși. Totodată este un temetor de relice care a murit și a înviat. După cum spuneam, mormântul lui este gol și este o o dovadă istorică acest lucru. Pornind de aici, da, într-adevăr, putem să ne referim și la momentul rusalilor, apoi, știu, câteva aspecte legate de ceea ce se întâmplă cu creștinismul în primele veacuri, în primele secole. Evul mediu, perioada modernă și, evident, așa cum ai menționat tu, perioada contemporană. Așa este, foarte important. N-am putea vorbi despre istoria creștinismului dacă nu punem în evidență momentul crucial, nașterea a, a, Domnului Hristos, cel care a înființat, a, a, practic, creștinismul. Dar a, a, vedem că, totuși, încă de la naștere, a, istoria aceasta. A credinței creștine a, a trecut prin multe momente dificile. Și dacă ar fi să mă gândesc, da, imediat persecuția din Ierusalim, după Rusalii, dau doar câteva puncte, apoi vorbim despre ce s-a întâmplat în Antichitate, perioada de persecuție romană, da, pe toată perioada Imperiului Roman. Și a, dacă trecem ce Evveduie, e puțin, la fel, Inchiziție și alte momente, o provocare. Uh, și în epoca modernă, deci în epoca capitalistă uh, Chiar și înainte, vorbim de reformă Da, să nu uităm reforma, e da. un lucru foarte important Și apoi către noi Asta vrem, puțin, Vreau să ne uităm puțin în perioada antichității uh, Permitem zi, să încep cu modul providențial prin uh, care Dumnezeu dirigează istoria Uh, și am menționat mai devreme despre uh, nașterea unei noi religii. Uh, mă gândesc acum la uh, modul providențial în care Dumnezeu conduce lucrurile, conduce istoria și, păi, determină pe evrei uh, să ajungă acolo unde trebuia să se nască Mesia. Ei. Uh, nu ar fi dorit uh, să vină acolo datorită uh, contextului istoric respectiv. Ne aflăm în uh, cadrul istoric al Imperiului Roman, tocmai uh, se formase, să zicem așa, Imperiul Roman cu uh, Cezar Augustus, așa cum îl numește Biblia, Octavian Augustus, uh, primul, primul împărat roman, cel care. Uh, Putem vedea noi acum, în retrospectiv, modul în care Dumnezeu dirigează lucrurile, și de la uh, nevoia lui de bani, uh, nevoia de a realiza un, uh, un recensământ pentru a vedea care era uh, situația financiară. Iată, uh, ajunge ca uh, Isus uh, să se nască acolo unde era profețit. Uh, și vorbei de, uh, de persecuții, uh, iată, mă gândesc acum la uh, această împotrivire care apare încă de la început cu Irod, care uh, dă ordin să fie uh, omorâți copiii de la vârsta de 2 ani uh, uh, în jos. Mergând mai departe... Uh, Vorbim de, uh, iată, de apariția acestei, uh, acestei religii, vorbim de ceea ce uh, se întâmplă în, uh, în Ierusalim, uh, vorbim de faptul că ei se aflau în cadrul Imperiului Roman, nu cu mult timp înainte de nașterea lui Hristos. Uh, uh, Iudeea este o provincie formată ca o provincie, provincie romană și revenind acum la momentul pe care îl menționam, și eu și tu această apariție a creștinismului, învățăturile pe care creștinismul le propagă, uh, determină o împotrivire din partea autorității romane. Mă gândeam acum uh, la uh, un aspect interesant. Uh, spuneam și elevilor, copiilor, um, și cu siguranță, tu și cei care ne urmăresc, unii dintre distinșii noștri oaspeți, să spunem așa, sau noi suntem oaspeții dumnealor, cunosc faptul că romanii erau destul de toleranți din, din punct de vedere religios, în ceea ce privește religia. Cu două excepții notabile, majore anume, uh, iudaismul și ceea ce uh, religia despre care discutăm noi astăzi creștinismul. Aceste două religii nu au fost tolerate de către Romani. Unul dintre motive fiind și acela că nu s-au integrat în, în lumea romană. Când vorbim de uh, religia romană, avem două caracteristici importante. Pe de-o parte, vorbim de interpretație romană, uh, care se referă la adorarea unor divinități uh, de origini diferite, dar sub nume roman. Da? Deci, iată, cumva, acest proces de romanizare, de a elementelor civilizației romane în plan religios. Și, de asemenea, mai vorbim de un alt aspect, uh, și aici, uh, cumva, putem face și un arc peste timp, uh, să ajungem în perioada contemporană. A sincretismul religios, contopirea unor, a, a, să spunem, divinități a, de origini diferite într-una singură și adorarea acesteia sub, a, sub nume roman. Ori, a, ce vreau să spun este faptul că iudaismul și creștinismul, pe de altă parte, nu intră în acest tipar și asta este unul dintre motivele pentru care a, Romanii nu au fost toleranți cu ele. Pe de altă parte, atât iudaismul cât și creștinismul sunt religii monoteiste. Creștinismul vine mai departe pe filiera iudaismului și avem în cele 10 porunci și această poruncă: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Prin urmare, creștinii nu puteau adera, să spunem așa, la religia oficială a, a romanilor, a imperiului roman. Nu se, nu puteau arde tămâie pe a, a, altarul a, închinat împăratului a, împăratului roman. Și ăsta este un alt motiv pentru care a, pentru care creștinii au fost persecutați și știm faptul că au fost persecutați destul de, de mult. Uh, Menționai momentul uh, de după formarea uh, bisericii uh, pe care noi îl numim uh, Rusalii. Uh, mă gândesc pe... Dat, uh, și că acum, cumva, și din punct de vedere uh, creștin, fiind influențat de civilizația creștină, uh, de faptul că, cu toate că a existat acea persecuție, destul de, de dură împotriva uh, primilor creștini, să spunem așa, totuși Dumnezeu, prin... Această persecuție și atinge scopul sau își atinge obiectivele? Chiar mă gândeam la Imperiul Roman, era legiuitorul, da, din vremea respectivă, da. deci era imens ca și teritoriu, deși era o perioadă foarte dură. Că uneori Dumnezeu așa lucrează, chiar și în vremurile noastre. Pe de-o parte, se folosește oarecum de și de o, să spunem așa, de o conducere neprielnică, că până la urmă era o persecuție foarte dură împotriva creștinilor, dar totuși, deși creștinilor era greu pe departe să-și practice credința, Dumnezeu se folosește exact de Imperiul Roman ca și credința, ca această credință să ducă mai departe. Se folosește de infrastructura romană, romanii erau foarte buni în construcția de drumuri, flota, dar corăbile, comerțul pe care, se, care se va Cetățenia se romană și deschiderea granițelor, posibilitatea de a, a, călători în, în cadrul Imperiului Roman, deci iată pe această... Da, dar, uite, o lecție pe care o putem învăța da. din istorie pentru că noi de obicei vedem partea negativă a lucrurilor. Da? Nu ne place că sunt, nu, nu, ne, nu, ne, lasă să facem asta, suntem întotdeauna gata să reclamăm, să, să facem ceva, să ne plângem, să ne să uite ce se întâmplă, suntem uh, prigonizi. Nu! Totuși Dumnezeu, inclusiv de cetățenia romană, a unui, da. uh, a unui popor care era oprimat, da? Deci, uh, uh, evreu, de pa, Pavel, da? Pavel da. era un evreu care la vremea respectivă, din punct de vedere al statutului de creștin, era uh, oprimat, dar pe de-a parte s-a folosit exact de ține unui stat care conducea lumea să poată duce Evanghelia. Deci e, da. e o lecție pe care o putem învăța. Și de asemenea că lamentai pe Pavel, mă gândeam de faptul că el se folosește de, de educația primită, de înțelepciunea pe care Dumnezeu a lăsat-o prin intermediul cărților, să spunem, și a învățătorilor care au trecut dintr-o generație în alta pentru a putea propovădui Evanghelia. A fost nevoie și de, și de înțelepciune pentru a putea prezenta Evanghelia, pentru a se putea înfățișa înaintea autorităților și a le prezenta cu putere Evanghelia. Iată moduri diferite în care Dumnezeu lucrează. Acum, trebuie să vedem și reversul medaliei, anume acela că creștinismul a fost persecutat. Știm de faptul că creștinii au fost închiși, au fost crucificați, ulterior au fost arși pe rug, dar în toate aceste lucruri uh, s-a văzut gloria lui Dumnezeu, s-a văzut faptul că Dumnezeu era uh, la uh, conducere. Uh, mă gândeam la faptul că, uh, iată, avem uh, împărați și romani, printre care uh, și Traian, de exemplu, în secolul II după Hristos, cel care uh, în 106 cucerește Dacia și o organizează, organizează ca provincie romană, deși este considerat poate cel mai mare împărat roman, sau oricum, deci un împărat uh, semnificativ prin ceea ce a făcut el pentru Imperiul roman. Totuși, în timpul lui vorbind de o persecuție a creștinilor. Uh, mergând uh, uh, mai departe, uh, îl putem. Uh, numit pe Dioclețian, iarăși un uh, împărat roman care uh, persecută pe creștini. Ha? El este cel care, um, să spunem așa, reorganizează Imperiul Roman. El vine cu un nou mod de um, organizare, să spunem, a conducerii, el um, introduce tetrarhia cu doi cezari și doi augusti, doi împărați principali și doi uh, împărați uh, secundari. Uh, deci, iată, uh, din secolul II am trecut în secolul III, și iată spre sfârșitul secolului III, când uh, ziceam că, domnule, iată, uh, creștinismul are aproape 300 de ani de la apariție, și totuși, uh, în cadrul Imperiului Roman, el era persecutat. Dar acesta a fost modul prin care Dumnezeu a ales să lucreze. Cum vezi momentul legalizării, să adică zic așa, momentul lui Constantin, împăratul lui Constantin și a mamei sale Elena și apoi chiar perioada asta de cu împărații în care, în care încearcă să, din potrivă, să accelereze creștin, creștinismul, răspunderea creștinului. Cum vezi momentul ăsta? Pentru că, nu știu, eu, părere personală, poate greșesc, dar chiar vreau să-și cer părerea. Că de la formare până în momentul, să spunem, legalizării, da? Cum spunem noi, declararea da. religie oficială în, în da? Da. În Asta se întâmplă în timpul lui Teodos, în... nu în timpul lui Constantin. Nu Constantin. Care e diferența între? Păi, uh, Constantin, acum, de... Acum, să spunem, lucrurile sunt un pic controversate între specialiști în sensul că nu îi atribuie lui Constantin întreg meritul referitor la decretul din 313 dar noi ne referim la momentul respectiv ca aparținând lui Constantin este vorba de pedicul de la Milano sau Meriodan din 313 dat de Constantin cel Mare, prin care creștinismul devine o religie receptă, devine o religie legală, acceptată, acceptată în Imperiu, în Imperiu Roman, dar cu același statut cu celelalte religii din Imperiul Roman. Foarte important. Deci asta. nu vorbim de uh, o proeminență a creștinismului în raport cu celelalte religii. Aceste, uh, această schimbare uh, va fi ulterior uh, succesorului uh, lui Constantin, mm -hmm. este vorba de Teodosius, uh, cel în timpul căruia. Uh, Vorbim tot de secolul IV după Hristos, creștinismul ajunge să fie o religie oficială, și mai mult decât atât, creștinismul ajunge să fie singura religie acceptată în cadrul Imperiului Roman. Bun, iată că lămurim problema aceasta: a momentului Constantin. Și aș vrea să mergem de la uh, statura aceasta de religie acceptată la perioada următoare uh, din, uh, din vremea împăratului Teodosului, atunci când uh, Biserica Creștină, religia Creștină, de fapt, uh, mai câștigă niște drepturi, chiar devine religie de stat. Și pe de o altă parte, uh, se încearcă uh, oarecum o, creștină, o creștinare uh, a populației cu să spun așa, cu grămadă, ca să nu zic cu forța. Și eu o consider, de o părere personală, și îmi asum asta, că ăsta ar fi ca momentul în care, de fapt, religia creștină a devenit atât de, de la îndemâna tuturor și și-a pierdut din valoare. Practic, a început decăderea. Uh, da, uh, interesant uh, acest punct de vedere. Nu aș fi totul de acord cu el, în sensul că Um, aș vedea în continuare și consider că în continuare creștinismul care religie este una uh, veridică, deci că uh, religia creștină este veridică um, esența acesteia este în continuare uh, valabilă uh, personajul principal uh, întemeitorul acesteia este în continuare un personaj la care se raportează uh, întreaga umanitate uh, dacă vorbim de contemporanitate uh, ne putem Putem la faptul că, iată, el este cel care a împărțit lumea în două, nu? și avem înainte de Hristos și după Hristos, având în vedere faptul că uh, folosim această cronologie creștină. Chiar dacă uh, comuniștii erau atei, uh, promovau ateismul, uh, foloseau terminologia înaintea erei noastre și era noastră, dar acest moment de împărțire a erei noastre era, de fapt, legat de nașterea lui Hristos. Acum, revenind la problematica pe care ai pus-o tu în discuție, anume aceea a, a sfârșitului de secol IV, a, aproximativ 380-381, când creștinismul devine, a, iată, și devine singura religie a, Acceptată în cadrul uh, Imperiului Roman, devine o religie oficială. Uh, vorbeam uh, de prima uh, fază, anume în timpul Împăratului uh, Constantin cel Mare, uh, prin edictul de la Milano din 313, uh, când creștinismul devine o religie acceptată, devine o religie legală, deci este scoasă din. Uh, uh, Perioada, pe, perioada din statutul pe care l-a anterior uh, și este uh, puse pe picior de pe egalitate uh, religia creștină cu celelalte uh, religii din uh, Imperiul Roman. Iată, acum se face un pas mai departe uh, și creștinismul devine uh, singura religie acceptată în cadrul Imperiului Roman, devine o religie oficială, da? Uh, și uh, vorbim de uh, cumva de această creștinare, să spunem, de sus în jos. Uh, mă gândeam acum că modelul uh, îl vom regăsi ulterior pe uh, parcursul istoriei. Uh, de exemplu, vorbim de uh, modul în care maghiarii, vecinii noștri, devin creștini. Ducele Vaic, este creștinat și apoi uh, și ceilalți. Deci, iată, vorbim de o, uh, o astfel de uh, pătrundere a, a creștinismului. Uh, în ceea ce privește uh, situația religiei, și oarecum uh, am putea să spunem mai degrabă legat, un aspect legat de, uh, eu știu, de uh, valoarea preceptelor morale în cadrul societății, și exact. nu de veridicitatea religiei în sine, uh, putem să vorbim de o anumită diminuare, poate, uh, eu știu, și de o. Nu știu, o, o răspândire în, în mase fără ca acestea să um, pătrundă, esența o mărturie, să zic așa. Exact, esența, esența, uh, esența creștinismului. Uh, situația aceasta cu creștinismul care devine o religie uh, predominantă, se uh, reflectă apoi și asupra denominațiunilor religioase a cultelor, confesiunilor din, din, cadrul, din cadrul creștinismului. Un alt moment în istoria creștinismului ar fi cel de la începutul secolului XI, 1054, când vorbim de, de Marea Schismă și de cumva oficializarea separării între Apus și Orient, oarecum ceea ce avusesem în secolul IV la moartea lui Teodosie în 395 cu scindarea Imperiului Roman Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit, iată cumva acum avem și o, o paralelă pe, pe plan religios. Cu... Totdeauna, politica, cel puțin Imperiul Roman și atunci când s-a împărțit în două cel puțin Bizanțul uh, deci uh, uh... Bizanțul care este continuatorul să spunem Imperiului Roman de răsărit exact și a asumat uh, și poziția aceasta de uh, uh, promotor al creștinismului autentic. Și de o parte și de alta. Fie că era apusean, fie că era de răsărit, fie că a zis că nu este în credința. Până la un moment dat, când uh, s-a făcut ruptura și iată că din momentul acela... Lumea s-a împărțit în două, să zicem. Uh, 1054 nu marchează neapărat uh, momentul în care uh, ruptura se produce efectiv, pentru că exista. Ea deja exista, oarecum Deja exista într-o într anumită măsură, numai că la momentul respectiv este oficializat. cumva oficializată. Uh, și uh, mă gândeam, acum la. Cumva un alt moment, uh, acela al um, secolului XVI, o perioadă um, complicată, să spunem așa, din punct de vedere uh, politic, în, pe Europa, în Europa uh, occidentală, uh, o perioadă în care, iată, Dumnezeu uh, lucrează într-un mod uh, fascinant, să spunem așa, și un călugăr, uh, este vorba de Martin Luther, uh, alege să protesteze față de uh, ceea ce uh, considera el că, și considerăm și noi astăzi că ar fi cumva uh, niște îndepărtări de la uh, preceptele uh, religiei creștine. Practic de la învățătura Domnului Hristos. Uh, de atunci se, se folosește termenul acesta de reformă. Reforma care, de fapt, este un, un început al reformei, că uh, nu s-a terminat odată cu Luther și un moment foarte Și important. nu a început neapărat cu Luther. Absolut. Uh, uh, încercări și reforme au fost de-a lungul, cred că de la început. Tot, au, tot a fost gândit. Și astăzi, noi tot vorbim despre reforma noastră ca persoane, ca da. credincioși, ca și credincioși și mai mult reforma. care trebuie să fie într-o continuă reformă. Și uh, Luther... Uh, dacă ai și cumva în evidență, a fost că a făcut-o într-un mod foarte public, da? Și mai mult, a chemat la întoarcere la scriptură, ad fontes, la la, La, la izvoare, bine. La izvoare, da. La origini, da. uh, Acum, uh, e un lucru interesant aici în ceea ce îl privește pe Luther, anume faptul că cele 95 de uh, teze afișate pe ușa catedralei din Wittenberg, uh, unde uh, el era profesor în Germania, nu au fost uh, uh, adresate publicului larg dar uh, dovadă fiind faptul că ele au fost redactate, au fost scrise în limba latină. Uh, cele 95 de teze erau de fapt o invitație la dezbaterea academică. Însă, dat fiind situația din Germania, dat fiind uh, uh, nevoia paparității de bani pentru construcția de uh, construcția catedralei la uh, momentul respectiv uh, și a uh, existenței tiparului uh, nu cu mult timp uh, până înainte de acest moment 1517 uh, vorbim de uh, iată de uh, nu de inventarea tiparului pentru că tiparul nu este o invenție europeană uh, ci de, uh, vorbim de uh, uh, in, um, să zicem așa inven o invenție așa cu litere uh, cu litere mobile. Uh, în acest context, benefic de Gutenberg. Da, uh, Johannes Gutenberg, el este cel care uh, are această idee, să spunem, de a uh, în China se screa de foarte mult timp. Da, da, da de cree. a uh, face ca literele să fie, uh, să fie mobile, uh, fapt care ușurează foarte mult uh, uh, tipărirea. Uh, ori uh, aceste idei ale lui Luther uh, sunt exploatate și pe un filon uh, naționalist. Și pe un filon naționalist, ele sunt traduse în germană, răspândite și, iată, reforma ideile reformei se, se răspândesc mai departe. Și mă gândeam aici și la o chestiune interesantă pe care o amintește și istoricul Lucian Boia, anume aceea că traducerea. Biblia în germană, realizată de către Luther, a stat la baza și stă la baza limbii germane moderne. Interesant. Deci un act istoric care are efecte în prezent. Da, uh, un act istoric care are uh, efecte în prezent, datorită faptului că uh, um, el este cel care folosește un anumit vocabular uh, da? care uh, este uh, dezvoltat ulterior. Este ordinar. Iată un, câteva momente, într-adevăr. Deci, când fie că vorbim despre schismă, fie că vorbim despre uh, momentul acesta al reformei, sunt uh, momente cheie în istoria creștinismului care, practic, au direcționat într uh, în mod, uh, în strategic istoria întreagă a credinței creștine. Cu efectele până în ziua de astăzi. Uh, da, și uh, spuneai tu de uh, o chestiune la începutul discuției noastre: uh, legată de faptul că uh, cine ignoră istoria, cine ignoră să învețe ceva de acolo, uh, trăiește uh, consecințele. Uh, mă gândeam la un alt moment, ca ai amintit tu de uh, persecuție și am vorbit noi despre scindarea uh, petrecută în uh, cadrul creștinismului. Uh, la scurt timp după reforma uh, după reforma uh, declanșarea, protestant. să spunem, reformei uh, protestante respectiv în 1572, avem uh, un uh, un moment de referință în istoria omenirii și în istoria bisericii, în istoria creștinismului respectiv, vorbim de 23 august 1572, noaptea Sfântului Bartolomeu și ne referim la persecuția hugenoților, de fapt exterminarea în Încercarea de, de masacru uh, la Patresa Lor, uh, care uh, are, uh, să spunem, uh, conotații negative uh, în ceea ce privește uh, evoluția Franței uh, ulterior, uh, evenimente care se întâmplă în timpul lui Caterinei de Medici și a regelui Carol al ix De ce spuneam faptul că are conotații negative? Pare conotații negative datorită, pe de-o parte datorită faptului că momentul respectiv este considerat cel mai mare masacru religios uh, din secolul XVI, uh, cred că este unul dintre cele mai mari masacre uh, religioase uh, din, uh, din istoria omenirii. Uh, a pornit la, din Paris și apoi uh, această persecuție, acest masacru s-a extins și în alte uh, 20 de uh, orașe din, din Franța, cine erau hugenoții? erau um, uh, Calvini uh, în, în Franța, uh, și spuneam: uh, Faptul că um, acest eveniment a avut conotații negative asupra evoluției ulterioare a Franței, și uh, am să mă explic la ce mă refer, la faptul că um, Franța a pierdut uh, oameni calificați, au, a pierdut meseriași care uh, fie au fost omorâți, fie au uh, luat calea pribegiei, au plecat în uh, țările de jos, au plecat în Olanda, în Belgia, au plecat în spatele german sau chiar și în Anglia. Uh, fapt pentru care nu este uh, o noutate că cea de-a doua revoluție industrială uh, pornește în Anglia. Da, interesant, interesant. Uh să amintim puțin și de perioada uh, uh, începutului de de, uh, spune, de, secolul 19. Și aici putem să vorim chiar de ce se întâmplă în România. Știu că te-ai preocupat de perioada aceasta, chiar uh, ai făcut o lucrare de doctorat în, în zona evanghelică uh, pe istoria bisericilor baptiste în, uh, în, perioada, perioada, comunist. da, în perioada comunistă. perioada comunistă. Cum vezi tu, să spunem, începutul, începutul secolului 20, da? atunci când Biserica Evanghelice încep să iau amploare în România și, așa, în context european, cum vezi și mai ales, odată, de ce? Pentru că în perioada aia începe să crească și puterea partidului, influența partidului comunist, care a dat de, de furcă, să spunem, o perioadă îndelungată nu numai României, ci și tot spectrul acesta este european. Uh, M-aș întoarce puțin uh, față de momentul secolului 20. Uh... Să vorbesc de secolul XIX, vorbim de un secol al naționalităților, vorbim de lupta românilor din Transilvania pentru drepturi politice, dar și pentru drepturi religioase, un aspect foarte interesant aici, datorită faptului că nu găsim acel corolar al drepturilor religioase și în vechiul regat. 1859, ianuarie, avem, iată, unirea lui Alexandru Iancuza, ca să spunem așa, vorbind de unirea principatelor și apoi, la scurt timp după aceea, România este recunoscută, să spunem, prin intermediul documentelor oficiale cu acest nume. Ori, în această perioadă a secolului al XIX-lea, vorbim clar de o, o modernizare uh, în, uh, în spațiul românesc, vorbim iată, de la 1866 și de uh, monarhie, prin, uh, prin Carol I, primul, uh, primul rege al, uh, al românilor, vorbim de o Constituție la 1866, uh, dar totodată vorbim și de. Uh, Faptul că în vechiul regat, uh, pentru că în Transilvania, care făcea parte din, la momentul respectiv, după 1867, din Imperiul Austro-Ungar, uh, deja vorbim de prezența evanghelicilor, să spunem așa, uh, am să mă refer aici la uh, prezența uh, baptiștilor, pentru că m-am uh, ocupat mai mult de, de această problematică. Uh, Însă în spațiul vorbeam, vorbim, vorbeam de uh, un alt fel de raport față de, uh, față de, uh, de creștinii baptiști, să spunem, față de Biserica Baptistă văzută ca, ca, ca și instituție, Aspect, aspecte pe care nu le întâlnim în, în vechiul regat, datorită faptului că nu exista această cultură a dialogului, această cultură a, a libertății religioase, fapt care vine și pe, pe filiera istorică. Încă de la mijlocul secolului XIX vorbim de uh, apariția să spunem, într-un cadru organizat al baptiștilor în, în vechiul regat, vorbim în prima fază de biserică germană, iar ulterior vorbim de niște schimbări produse de primul război mondial. Că mă întrebai tu de situația de la începutul secolului 20. Ce se întâmplă? Avem primul război mondial, 1914-1918, România se implică în primul război mondial din 1916, uh, însă finalul războiului aduce o serie de schimbări, uh, atât în plan social, în plan politic, în planul mentalităților, cât și în plan religios, da? Uh, Vorbind de români, vorbind de faptul că pe front aceștia iau contact cu um, preceptele uh, religioase, iau contact cu um, uh, doctrina. Evanghelică, să spunem. Da, sună așa. sunt ciudat că oamenii se duc la să, să lupte, la război, și acolo se întâlnesc cu Evanghelia. Uh, da, uh, au fost cazuri. Au fost cazuri prin uh, care oamenii uh, pleacă cu concepțiile lor și uh, se întorc cu uh, transformații de, uh, de pe front. Uh, totodată, vorbim de uh, faptul că. Perioada interbelică în România este una destul de, de complicată și de tumultoasă și din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al situației religioase referindu-ne la minorități. De ce? Pentru că raporturile lor cu. Biserica, bisericile oficiale și, mă refer, sau predominante, să spunem așa, și mă refer aici la Biserica Ortodoxă și la Biserica Greco-Catolică, deși, în ceea ce privește raporturile cu Biserica Greco-Catolică, personal am mai puține uh, informații pentru că nu m-am aplicat asupra raporturilor dintre uh, cele două biserici, dar uh, pe ansamblu vorbim de faptul că avem niște raporturi între uh, o denominațiune predominantă și o uh, denominațiune minoritară, uh, fapt care necesită o intervenție a uh, credincioșilor uh, Evanghelici din străinătate, cu pregătere uh, baptiști, pe această problematică a uh, drepturilor religioase. Uh, astfel că uh, se ajunge la uh, întâlniri cu, de exemplu, cu Titulescu, care uh, în perioada interbelică a fost o perioadă uh, ceea ce am spune noi, ambasadorul uh, României la uh, Londra, șeful uh, legației uh, române de acolo. Uh, dar, de asemenea, și intervenții la un nivel mult mai ridicat, anume la șeful statului, adică la rege. Și mă gândesc la situația din, din anii 30, partea de sfârșit anilor 30, când James Henry Rushbrook, care era reprezentantul Alianței Mondiale Baptiste, cred că la scurt timp după aceea, sau chiar la momentul respectiv devine sau era președinte al Alianței Mondiale Baptiste are o întrevedere în 1939 cu regele Carol al II-lea în care expune suferințele prin care au trecut credincioșii baptiști. Da, a fost o intervenție extraordinară și n-aș vrea să detaliem nu. momentul acesta acum pentru că Uh, aș vrea să mai facem o emisiune mare, să discutăm exact despre perioada asta dintre intervenția lui Rașmur la, la regi și apoi, dincolo, exact, tematica lucrării tale de doctorat până în 1965, să tratăm inclusiv perioada aceasta de acomodare și rezistență în perioada comunistă, pentru că e o perioadă interesantă, o altă perioadă din care putem învăța, cel puțin în perioada aceasta pentru noi ar fi o lecție uh, extraordinară, să vedem cum înainta și nu știi înțelepciunea lor din partea lui Dumnezeu, a reușit totuși să supraviețuiască, mai mamă, să reziste și chiar să crească ca număr de de credincioși în perioada. Că, până la urmă, ce observăm și ce învățăm că din toate aceste momente istorice, indiferent de criza prin care a trecut creștinismul, fie că a fost la început, fie că a fost în, în, în primul secol, da, și mai înainte, în perioada medievală, chiar după reformă, nu mai vorbim de masacrele care au, au, au avut loc, cuvântul de Dumnezeu totul s-a Numărul credincioșilor a crescut. Deci, exact ne întoarcem la punctul, să spunem, foarte, sau momentul cheie al acestei istorii, și anume momentul în care Domnul Hristos s-a născut și, în ciuda persecuției și în ciuda problemelor, a reușit să ducă mai departe și să nască această credință până noastre, până la urmă. Noastre. Cu, toate, cu toate persecuțiile la adresa creștinilor în Imperiul Roman și apoi la adresa diferitelor denominațiuni religioase pe parcursul, eu știu, evului mediu și a perioadei moderne și chiar contemporane, uh, vorbim de uh, o persistență a învățăturii creștine, de faptul că uh, creștinismul reușește să se mențină, reușește să se propage și uh, să se, să se menține, să, să își extindă, să spunem așa, numărul de adept, să spunem așa, ai acestei religii creștine și vorbim de creștinism în ansamblu și nu ne referim aici strict la o anumită denominațiune religioasă. În toate acestea vedem faptul că dincolo de oameni care vermelnic s-au aflat la conducere, Dumnezeu și-a condus credincioșii săi prin aceste perioade uh, de liniște sau uh, mai puțină liniște, perioade tulburi sau perioade de, uh, de persecuții, de, de criză, uh, perioade în care uh, putem spune așa că biserica s-a curățit, nu s-a văzut cine... Uh, a aderat la creștinism datorită um, convingerilor personale, a preceptelor, a valorilor pe care această religie uh, le propovătuiește, le are la bază și cine a venit uh, din alte uh, interese Cresc. și considerente. Domnule, mare să-ți mulțumesc pentru prezența ta în seara aceasta. Continuăm cu a doua parte a emisiunii aceasta în care am spus că ne axăm pe... Uh, pe prima jumătate a secolului XX. Îți mulțumesc mult și ne vedem data viitoare. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru oportunitatea de a, a discuta astfel de teme interesante. Dimas prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Noi de aici vă salutăm, vă binecuvântăm și până data viitoare vă spunem la revedere!